februarie deschidem ședința din data de 28/08/2018. Pentru început, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Este noastră, a fost dezbătuit. Da, l-am lăsat de vreme. Ale, cine este pentru? Mulțumim, împotriva, abținem. Pentru început voi da citire la ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Poduri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale General Nicolae Șova, Poduri, inițiator primar Albu Diana. 2. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară, inițiator primar Albu Diana Narcisa. 3. Proiect de hotărâre privind aniversarea și premierea cuplurilor și persoanelor văduve care au împlinit 50 de ani de căsătorie și nu s-au recăsătorit, cu domiciliul în comuna Poduri, județul Bacău, inițiator primar Albu Diana Narcisa. 4. Proiect de hotărâre privind pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 10/7/2018, însușirea inventarului în domeniul public al Comunei Poduri, atestat prin HG 1347 din 2001, publicat în monitorul oficial 305 din 2002, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primar Albu Diana Narcisa. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de vânzare-cumpărare numărul 2188 din 2308-2018, inițiator primar Albu Diana Narcisa. La punctul 6, diverse. La punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțului Consiliului Local Poduri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale General Nicolae Șova, Poduri, inițiator primar Albu Diana. Să spuneți la următoare ordine de zi prima dată. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotriva, abține, mulțumesc. La punctul numărul 1, trebuie să desemnăm reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale General Nicolae Șop. O să vorbesc pe bună. Am primit din partea Școlii General Nicolae Șop o adresă în care ne roagă să desemnăm 3 reprezentanți, în afară de doamna primar. Dacă dumneavoastră doriți să faceți propuneri sau să rămânem la ceea de anul trecut. Gheorghiție Iscu. Eu, experiența de anul trecut, aș propune să rămână acea reprezentanță în Consiliu, pentru faptul că și de fiecare. Domnul profesor Bire are experiență, atât ca manager, fiind director țară la școală, cât și ca experiență administrativă, fiind viceprimar la tot. Domnul viceprimar Iscu. De atâția ani rezolvă probleme cu Ceaușu. Și domnul profesor Iscu Neli, care nu se mai pune problema. Deci, cunoaște foarte bine școli din comun. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, activ. Deci toată lumea este de acord cu propunerea domnului Costel Starparu, ca domnul care au fost și el prin una. Da, domnul. Completare, dacă e posibil. Aș dori tare mult, ca fiind membru în Consiliul de Administrație a Școlii, să apreciez la modul laudativ și calitativ discuțiile și intervențiile domnilor din Consiliul Local ce fac parte din Consiliul de Administrație a Școlii, în speță domnul viceprimar Gheudiție Iscu, domnul consilier Iscu Neli și subsemnatul. Și nu știu dacă am înțeles bine, trebuie numai 3 sau... Da, și unul reprezentant al primarului, deci doamna primar o să fie interesat. Și doamna primar, da? Avem adresa primarului, dacă doriți. Eu, cum să vă zic, să nu creadă colegii mei că o ședință sau două, chiar două fiind în plus, la Consiliul de Administrație a Școlii nu suntem remunerați cu nimic. Ceea ce aș dori, doamna Cristina, să treceți acolo, cei care sunt în Consiliul de Administrație a oricărui, cum să vă zic, for în țara asta, primesc cu un 50 de lei, 100 de lei acolo, în afară de colegii care... Îmi pare rău, legea nu spune nimic. Spune, dar propunerea poate să vină de jos. Nu e adevărat. Dacă nu avem bază legală, nu putem să plătim. Da, mulțumesc. Eu vreau să suscriu, domnul profesor Bia, și într-adevăr, dacă se găsește baza legală, n-am nimic împotrivă, într-adevăr este o muncă în plus. Deci trebuie căutată. Bază legală, dacă se poate, deci eu sunt un tot de acord să fie urmească. Da, doamna Cristina, vă rog frumos să vă sărbesc, doar indemnizațiile astea la consiliere de administrație se plătesc la instituții mai, dar de la ce nivel în sus? Nu știu, să mă interesez și vă spun. Exact cum doamna Cristina am întâlnit situația în care domnul consilier Grigoraș, liderul de sindicat la învățământ cu rezultate deosebite în anii din urmă, s-a ocupat și de amărâțește 17 de profesori care domnul prim-ministru Boc, dacă mai țineți minte, le-a tăiat din pensii. Și ne-au dat banii cu țârâita, au dobând de la banii aia câte au ținut prin băci nimic, în schimb, sindicatul a dat în judecată, s-a judecat și a câștigat procesul. Și am rugat pe fetele de la școală, cu tot respectul cuvenit, mă, fetelor, interesați-vă la doamna Mihaela, vedeți cât este, eu vreau acolo de bani ca să fim și noi cu sufletul împăcat. Nici în ziua de astăzi nu s-a rezolvat nimic. Și suntem membri în Consiliul de Administrație Școlii. Acum, dacă îmi permiteți o completare, am intervenit și eu chiar săptămâna trecută la doamna contabilă și eu zis că a vrut, nu a avut nimic împotriva, a vrut să aplice din calcul și i-am dat. Este ordonanța de guvern 13 din 2011, după aia modalitatea de calcul. Și de asta am luat legătura cu cineva și a spus că și noi suntem contabili, suntem, nu știu, ceva de genul ăsta. Ca să facem calculele astea, probabil nu se prea, nu cred. Nu mai am nicio putere să mai gândesc. Și eu am aceeași calitate ca orice pensionat. Nu mai am fost lider, că am fost lider. No. Dar nu se prea. Acum, este. Am depus în luna iunie, pe 3 iunie, am depus, știți că a fost o chestie dată o lege, asta e o paranteză, la finanțe, care au plătit taxa aia la mașini, când au cumpărat mașini, taxa de mediu, au dat banii înapoi, taxa specială de mediu și de înscriere. Am primit banii, i-s dat după factură, și eram mulțumit că am primit banii cei. După 2 săptămâni, întâmplător, mă întâlnesc cu directorul de la Găman, din asta, și cu Vaselică Cernat, care lucrează la finanțe, la trezorărie. Și ai primit banii, da, mi-am primit, îți mulțumit, că am primit evitat după factură. Și la săptămâna viitoare, hai să primești și 2 gândă. Și am și primit și 2 gândă. Deci rapid, rapid. Vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Deci, așa. Am zis că să mă duc la dâns și să iau modalitatea de calcul a dobânzilor. Și inflația și nu știu ce mai s-a dat acolo. La o sumă de 2800 cât am plătit eu la mașină, am primit aproape 1500 de lei dobândă. Bine, asta este divers. Banii ăștia care sunt la pensionari, este de 100 și ceva de lei. Doamna Cristina. Vreau să întrebăm că, înțeles că domnul Bia știe dânsul localități care au fost plătite în Consiliul de Administrație. Dacă îmi dați nume de localitate, pot să mă interesez la dâns și să vedem în ce bază. Strugar. Strugar, da? Strugar, eu făcut calculele, dar nu știu... Pentru Consiliul de Administrație. Eu de asta spun. Da, 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 da. Păi, nu știu, tocmai asta spun că nu este bază legală la Consiliul de Administrație, nu de altceva. Dacă îmi dați voi 2 secunde, plata indemnizației Consiliilor de Administrație se face de instituția la care acestea sunt membri din Consiliul de Administrație. Pentru societăți, cele instituții care funcționează pe legea 31, îi specificat clar și cuantumul indemnizației și pentru instituții de învățământ nu am văzut nicăieri unde să fie plătit, pentru că, în mod normal, școala ar trebui să plătească indemnizații. Ei solicită. Și au vreo 16-17 membri în Consiliul de Administrație și dacă s-ar lua prin asimilare cu legea 31 să plătească 20% de salariul directorului, ar fi o cheltuială. Păi, este benevol, cine vrea, cine nu, cine vrea, cine vrea. Deci nu e problemă. Dacă nu doriți... Ok. Asta rămâne de analizat. Da, eu am zis că rămâne să verific. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Aș vrea să spunem câteva cuvinte aici. Este vorba de rectificarea bugetară se face pentru achiziționarea acelui teren. S-a semnat contractul de vânzare-cumpărare între VAT Comuna Poduri, așa cum s-a hotărât în ședința precedentă. Și domnul Șofa Constantin, contract de vânzare-cumpărare pentru 11.738 de metri pătrați, în vederea construirii stației de epurare. Dacă nu am fi avut acest teren, nu am fi putut construi această stație de epurare și am fi fost excluși din masterplanul județean pe Bacău, Poim 2020-2024, pentru realizarea canalizării în Comuna Poduri și pentru extinderea de apă. Deci a fost o condiție esențială a celor de la Poim să avem în proprietate publică un teren pentru construirea stației de epurare. Noi am prins o anumită sumă pentru achiziționarea acestui teren, undeva la vreo 50.000 de lei, dar noi am achiziționat, condiția dânsului a fost să achiziționăm întreaga suprafață, noi am avut nevoie de vreo 7.500 de metri pătrați, dar prin lege, dacă s-a construit stația de epurare, există o anumită distanță între stația de epurare, vecinătate, în care nu se mai construie nimic. Exact, nu se poate construi nimic. Și a zis omul, domnule, dacă îmi luați 7.500 de metri, diferență, eu nu mai pot construi acum, nu mai pot face nimic. Ori achiziționați întreaga suprafață, ori nu mai vindem deloc. Și atunci, de asta este acea rectificare bugetară pentru cumpărarea întregii suprafețe a terenului respectiv. Contractul în proces de negociere, dacă doriți să vizualizați. Da, precizați, domnul Mititeu și domnul Ababe, să precizeze discuția mea cu dumneavoastră că ați negociat și ați căzut la o înțelegere cu 20% mai ieftin decât... Da, raportul de evaluare, deci raportul de s-a constituit că e legal, mai întâi se face un raport de evaluare care e prețul mediu de vânzare, de pornire în zona respectivă, prețul mediu undeva la 5 euro pe metru pătrat, și s-a ajuns la 3,99, da, sub 4 euro pe metru pătrat. S-a discutat diferența aia ca să dea la schimb și ia teren pentru rezervă? Nu s-a discutat problema aceasta. Nu s-a discutat problema aceasta. În legătură cu terenul care ar fi trebuit să-l achiziționăm sus la rezervor, sunt probleme foarte mari în zona respectivă, sunt suprapuneri de teren, sus aici, sunt suprapuneri de teren. Persoanele care doresc să ne vândă nouă terenul trebuie dezbătută moștenirea, pentru că nu e cadastru. Durează acest lucru foarte mult. Am fost la un pas să fim excluși pentru că nu avem teren la rezervor, deci noi acolo nu mai putem achiziționa. Aplicația, cererea de finanțare se depune la minister la începutul lunii septembrie, deci ar fi o săptămână, 2 săptămâni maxim, pentru dezbaterea moștenirii și întreaga procedură pentru achiziționarea terenului Suzan Unperii ar fi fost necesar undeva la 7-8 luni, cel puțin, cel puțin. Și atunci s-a ajuns la o situație de compromis, în sensul că se va demola vechiul rezervor, se va construi unul mai mare, pentru a putea susține întreaga extindere prinsă în proiectul Poim pentru Comuna Poduri. Mai sunt întrebări cu privire la rectificarea bugetară la subiectul numărul 2. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat în unanimitate. La subiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aniversarea... 1.800.000 suplimentare. Cu 1.800.000 se suplimentează. Se suplimentează, da. La punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aniversarea și premierea articolilor și persoanelor văzută care au împlinit 50 de ani de căsătorie și nu s-au recăsătorit, cu domiciliu în Comuna Popa. Doamna Cristina, da, știți că așa anul trecut vom organiza evenimentul pe 22 septembrie. Sunt 26 de cupluri deocamdată și 19 persoane singure. Și suma va rămâne aceeași, dacă dumneavoastră sunteți de acord, 500 de lei pentru cupluri, 250 pentru persoanele singure. Dacă sunteți de acord, o să spunem la vot. Întrebări? Puteți să mă anunțați noastră în comună, dacă mai știți. Au împlinit anul ăsta 50 de ani de căsătorie. Deci anul ăsta. S-au căsătorit în 1968. Deci născute... Și fără să fie recăsătorit. Și fără să fie, am specificat. Am văzut specificat. Da. Cei singuri, da. Care au împlinit sau care vor împlini anul ăsta? Nu, care au... Nu, care este anul ăsta? Care s-au căsătorit în 1968. Da. Până ați și tu, Andrei. Supunem la vot 500 de lei pentru cuplu, 250 de lei pentru persoana care recăsătorită. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Și cam cât ați identificat dumneavoastră? 26 de cupluri și 19 persoane singure. Totalul deocamdată e 14.250. Din evidența stării civile, da? Din evidența stării civile, bineînțeles. Bineînțeles, persoanele care nu mai locuiesc la noi în comună, iar nu mai... Trebuie să aibă domiciliul pe comuna Poduri. Ok, trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 10/7/2000, privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Poduri, atestat pe pagina 1347 din 2001, publicată în Notițul Oficial 305 bis din 2002, cu modificări și completările ulterioare. Este vorba de trecerea acestui teren achiziționat pentru construirea stației de depurare în domeniul public al comunei Poduri pentru obținerea extrasului de carte funciară. Asta e procedura. Deci l-am cumpărat și o trecem în domeniul public. Cine dorește să mai am întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumim. Proiectul s-a votat în unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de vizare cumpărare numărul 2188 din 23/8/2018. E contractul de vizare este același contract. Da, contractul de vizare cumpărare 11.738 de metri pătrați în Păsărești. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumim. La capitolul diverse. Ce te dorești? Ia cu mine. Domnul Vișcu, eu în privințul asfaltul de la Cămin la Vale, eu mai trebuie mașini cu un altru și la ruptor. Se mai poate face ceva în cursul verii ăștia, până în gheță sau ce se mai poate face? La Cămin la Bucșești, nu? Da, la Cămin la Bucșești, la Vale, care îi rup. În proporție de 80%, poate și mai bine. Și cu podul la fundătură către Poim, cum se coboară acolo, au venit aplemarul, l-au luat de toți. Toți care trec vin prin Bucșești și înconjoară pentru a își face treaba, adică o să de adunat ce au ei de făcut de acolo. Chiar mi-au zis câțiva cetățeni că nu s-au luat nicio măsură. Podul la fundătură, așa zice, la pârâul fundăturii. Cum se coboară prin cortul mare, zic. Cam asta ar fi. Pot să spun că eu ceva de podul de la fundătură. Acolo este necesar contractarea unui serviciu extern, că nu se poate decât mișca tuburile respective cu o macara de nu știu ce tonaj, după care să se aranjeze tuburile cu tot cu macaraua și cu utilajele noastre să cărăm material. Da, trebuie macarau, tonajele, dar... La momentul de față, asta ar fi soluția. Domnul Grigoraș. Da, tot dacă e legat de remedierea drumurilor, societatea ar vrea să știu și societatea care a început drumul ăla la părintele morală către școală. Pentru că au rămas porțiunea aia. Am întrebat și eu pe domnul Liftimi și a zis că va continua în momentul când va fi gata un tub de captare a apei. Spuneți bucata aia care a rămas vreo 5-10 metri maxim, da. Nu s-a putut asfalta. Societatea este Construcții Generale în Moldova, este o societate din Bacău. Construcții Generale în Moldova. Nu s-a putut asfalta acolo pentru că în zona respectivă sunt niște izvoare. Deci noi chiar dacă am fi asfaltat, pe sub acel asfalt ar fi crăpat din nou. Și atunci soluția dânșilor ar fi să captăm acele izvoare din zonă, dar ne trebuie un mic proiectel tehnic, nu se poate face oricum, rigolat pe margine, pe 50, 100 de metri, 25, ce rezultă din proiectul respectiv, după ce facem aceste lucrări, se va și asfalta. Repet, s-ar fi făcut asfaltare absolut, s-ar fi aruncat niște bani ca și măsură provizorie până vom asfalta, vom mai duce în zona respectivă o mașină de balast ca să putem nivela, că am văzut că s-a... Să știți, dar acum au niște chestiuni. Eu, atunci când forau așa, deci au văzut că din cauza și eu am intervenit și am zis că aici să nu turnați. Acolo unde spuneți dumneavoastră. Da, să nu turnați, așa, da, pentru că aici în câteva zile... Exact, bani aruncați. Sunt mai multe izvoare, că am fost și eu în zona respectivă, sunt mai multe... Două, trei, da. Trebuie captate, exact, rigolate, dirijate, după care se poate asta. Unul îi țin pe margine, dar unul e exact în centru. Exact. Mai și unul în partea asta. Și eu am intervenit acum, vecinii au văzut că eu am intervenit și acum zice, băi, dar tu ai fost cel din... Nu, nu, puteți să spuneți, nu, nu, o să aducem balast, o să nivelăm, noi sperăm până la sfârșitul... Eu, de exemplu, o colesă... Toamnei, până la sfârșitul toamnei, să rezolvăm această problemă. Exact această situație mai era, și la Valea Șoșului s-a format asfaltul, exact de la pod, 20 metri mai radial, a rămas doar la felul bucățică. A rămas bucățica pentru că fugi în zona respectivă. Da, dar acolo e ceva mai complicat. E ceva mai complicat, toată zona aia, da, deci toată zona aia, terenul... Exact, exact. Oricum contractul a fost pentru, deci zona aceea a fost exclusă. Zona respectivă a fost exclusă, nu a fost... Exact această situație. Am și eu o problemă, domnul președinte, nu știu, domnul Gheorghiție Iscu, acolo viceprimar, se rușinează, poate, și, mă rog, o pun eu, ca fiind consilier de zonă. Din iarna și din ploile din luna lui iulie, știți dumneavoastră cine a circulat pe artera aceasta spre Troița Arseniei, în punctul Dumitru Lăcătușu și mai la vale spre locuința domnului viceprimar, domnule, apa a pătruns pe sub asfalt, trebuie făcut ceva, scarificat, compactat cu ceva, pus niște balastru până când se va căpăta o formă de a asfalta. I-am mai rugat și pe doamna primar și respectiv pe dumneavoastră într-o ședință trecută, nu s-a făcut nimic. Adică... Domnul viceprimar poate să confirme, chiar ieri am fost cu dânsul, am măsurat zona respectivă, sunt undeva 100-100 și ceva de metri, exact. Avem și acea zonă în vedere, tot într-o lună, maxim două, vrem să scarificăm acea zonă și să o asfaltăm. Deci vrem să scoatem la licitație respectiva porțiunii, vrem să nu-i mult, nu-i mult, dar, repet, o lună, două, pentru că durează actele. Deci lucrarea, cred că în maxim o săptămână se poate finaliza. Dacă s-ar cifra, domnul administrator, lucrarea? Undeva până în 400-500 de milioane, maxim. Maxim. Nu e mult, nu e mult, dar, repet, fără acte în spate, fără acte în spate, nu putem... Știți de ce v-am întrebat? Pentru că vine sezonul rece. Și pe timp de iarnă, pe Ghesuș Codreana și la punctul acesta de urcare, pe lângă Martin, ăsta cu fabrica de mobilă pe acolo, lângă Ionuț Martin de la Asigurări, dacă știți, ei, pe acolo sunt... Datorită șanțurilor stradale, apa mai face ghețuș pe stradă să circula nevoios și șoferii de la Arseni, de la Troiță la Arseni, o e la dreapta și a ajuns în 2 minute în centrul comun. Da, ieri cu domnul Vici am discutat, deci acea porțiune de 100-100 ceva de metri, plus gropile care s-au format în zonă. Da. Aș avea două probleme. Am fost informat, sper că nu fie adevărat, dar din păcate pe an, să duc la masă acolo, cineva s-a adresat niște pomi și a mâncat unii șanțe pe îngeri. Deci rugămintea mea să meargă pe poliția locală, și dacă este adevărat, deci acolo erau niște șanțuri făcute, erau niște de la ploi. Unde anume? La Marcu. De la Marcu spre domnul profesor Bire. Acolo, dacă într-adevăr s-a înfundat șanțoarea, este pericol. La problema numărul 2. Când o să fie prins proiectul pentru Brănești, să încercăm cu ceva, un tub mult mai mare decât atare, să trecem pe substradă, înainte de a face asfaltul, ca să ducă spre pârâu undeva. Asta înainte de a face lucrarea, că dacă am asfaltat-o, înainte de a face lucrarea. Și la numărul 3, la punctul numărul 3, încercăm să luăm cu părinții de aici la grădiniță la școală, nu este gunoi. Sunt ce-au spart cei de la șantier și pământ. Dus undeva că e nevoie, undeva să într-un timp să căuta un putur. Când încerca cu școala și mai reușit. Până la începerea școlii, beton spart și pământ. Da, luat de la partea de aici. Mulțumesc! Cine dorește să mă intervine? Doamna primar, mulțumesc. Da, mulțumesc frumos. După cum vedeți, spre bucuria unora sunt bine, spre nemulțumirea altora încă n-am murit. Așa că am venit așa doar ca să vă salut din concediu și plus că știu că pe ordinea asta de zi au fost niște lucruri destul de importante pentru comună și aici de față cu toată lumea și cu cei care au muncit, ceea ce înseamnă canalizare și extinderea de apă pentru comună. Vă spun că a fost accelerat în ultimele 2 ore. Atât de mult ne-am chinuit că dacă în 2 ore, pe o anumită dată, în 2 ore nu aveam actele și nu aveam, contractele care toată lumea spunea că nu erau nici notari, nu erau nici, dacă nu le aveam, pierdeam și proiecte de canalizare și de extindere a lui. Așa că probabil că Dumnezeu a ținut cu noi, cu întreaga comună, ceea ce este foarte important. Și este foarte important pentru că, vedeți dumneavoastră, câte probleme sunt din cauza, sunt din cauza că această canalizare deocamdată nu există. Știți câte reclamații vin din cauza asta, că mizeria e pe drum, că mizeria e în șampilioanelor, eu sunt convins de asta. Lumea nu și-a făcut acele, în spate, acele foții care ar trebui să fie. Nici nu poți să-i obligi, vin și se ceartă cu vecinul de la asta. Știu cazuri de când am intrat eu viceprimar, că numai de la asta se ceartă. Chiar dacă iese și apă în drum, tot spune că e tot e un ceva. Mă rog, ca să nu zic mai mult de atât de asta, spun că importanța canalizării și importanța acestui lucru este foarte mare, chiar dacă noi acum probabil îl vedem așa la o scară minimală, dar la o scară maximală și tot ce ține în comună este foarte mare. Nu o să am nimic foarte mult de dispus, decât să îmi pare bine să vă văd, îmi pare bine să vă văd sănătoși, îmi pare bine că sunteți destui, având în vedere ora și ziua, că na, fiecare are servici, fiecare are treburile lui în ziua de marți, așa. Cam asta-i, lucrurile merg înainte, așa cum poate, mai uneori șchioapă, mai uneori sunt mai buni, mai uneori sunt mai rele, ca peste tot. Nu poate fi nivel perfecțiune. Numai că ce este foarte important că se lucrează foarte mult. Chiar foarte mult. Cine spune că nu, nu știe ce vorbește. Sunt oameni care stau și până la 7 seara, sunt oameni care vin și sâmbătă la servici. N-ai cum să le cuprinzi pe toate, ca și într-o gospodărie. De asta trăiești ca să tot le faci. Și tot să-ți fie mai bine. Când se întâmplă unele lucruri care te dau peste cap, e mult mai greu de acționat asupra lor și eu am încercat împreună cu echipa ca și banii ăștia, dacă mai avem un ban sau dacă așa, să nu încercăm să-i aruncăm pe orice vine, gata, am aruncat banii. Uitați, acum au fost nevoie neapărat de bani ca să plătim. Dacă nu aveam bani, ce facem? Iar era un punct în minus. Adică ca în orice familie, nu cred că undeva dintre dumneavoastră toți, nu cred că este vreunul care n-are pus nici bani deoparte. Că asta e. Acum, dacă n-aveți dumneavoastră, are soția și tot are cineva în casă, pus un ban deoparte, când vin și-o zile negri, Doamne ferește. Și așa e și într-o, așa e ce-i tot o familie, numai că familia asta are mai mulți membri. Și mai mulți bani. Și mai mulți bani, normal, că acum dacă aș fi avut bani pentru o familie, stăteam acasă toți. Da. Eu vă mulțumesc încă o dată. Vă urez sănătate, nu știu dacă ați trecut, n-ați trecut, dar cred că ați trecut, că de obicei aceste lucruri trec, că sunt în favoarea oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem sănătoși la cealaltă ședință. Mulțumesc. Sper să ajung, pentru că eu încă mai sunt în concediu. Sper să ajung, adică să fiu chiar în calitate de om al muncii socialiste aici. Da, vă mulțumesc frumos. Nu ce pot să stau foarte mult și o să ora potrivită, doamna primar, ora 10. Am pus ora asta din cauza căldurii, să știți. Este foarte calm aici. Puneți-o mai pe seară, când se răcorește. Nu prea nimeni să vină de la program. Aici vreau să puneți. Eu, din partea mea, puteți să o puneți la 5 dimineața. Dar mă gândesc la Costel Starparu, mă gândesc la Costel care are servici. Nu, asta e ședință. Deci va trebui cu ședințele să fie ziua, era parcă ultima joi din lume. Ultima joi, acum s-au urgențat. Dacă sunt probleme urgente, nu neapărat. Dom'le, dar probleme urgente sunt odată din două ori, nu spune nimeni că nu avem probleme. Deci ora 10 n-am mai pus niciodată. Pe timp de vară să știți că sunt mult mai multe probleme și datorită inundațiilor. Deci eu hotărâre trebuie să iei primit la Bacău și dacă nu făceam altă ședință, ce făceam? Dacă este undeva la o oră, la două, deci cum sunt eu, cum e domnul Starparu, cum mai este care lucrează, plecăm din timpul serviciului. Da, dar 5 milioane două ore. Doamna primar, dacă... Acum, care este important că venim pentru cine... Venim, că am fost aleși și trebuie să venim să ne facem datoria. Foarte adevărat, dar și plătit, doar nu veniți degeaba. Eu chiar îți culoasă dacă... Dar noi primim 10% din... din apa primarului. Deci nu noi... Deci fără proces, v-am spus că sunt niște bani. Cu tot respectul, gândim... Cu tot respectul mi l-am spus și eu. Adică nu cred că ora chiar e așa de foarte mare importanță. Că probabil doar că lipsiți de la ceva, atunci e clar că în momentul în care lipsiți, nu se mai dă... În legătură la ședința trecută, cu balastul la roze nu s-a dus și stația de autobuz, mă tot întreabă lumea, bă, ce cu s-a stricat, s-a luat tot de pe ea și nu se mai face. Probabil că a fost poate în concediu. Cei care s-au făcut băiatul ăsta. S-a făcut toate în comună, numai acolo, la Brănești, tot întreabă lumea, veniți stați, bă, dar ce o și fost ploile astea care... Da, după ședința trecută am fost prin toată comuna și am verificat. Deci în zona la Ceauș, acolo nu s-o dus la exact... La Ceauș, lângă Vaselică, Poiesc, o luat balastul și îi râd, așa, și facem, adică noi nu vrem să mai punem așa de balastul, să iedem așa. Atenție, cum să terminăm ședința, vă rugăm fiți atenți. Mai sunt câteva probleme. Deci domnul Istorianu spune la domnul Ceaușu, mai sunt câteva probleme tot la propoziți la domnul Popa... Păi am și-am spus și acolo. Dinspre care nu se coboară spitați. Nu, este rup malul, cum se coboară de la Troiță, chiar prima pantă. Acolo o mașină cu ala s-o anunțat și data trecută. Iar nu se vină și el. Adică la ședință, nu. I-am spus eu nu se vină la fiecare ședință, că el mai să-și noteze. Acolo trebuie două mașini pentru că e șanțul mare. Cu timpul când au cărat o casă, s-a rupt, mașina a răsturnat-o acolo în șanțul, a fost la șanțul, nu mai răspundat și s-a dus prin... Deci la Ceaușu și la Popa și cum îmi spun la Valeniu. La Popa, acolo cu prin Tacău. Da, exact. Nu se faceți prin copii nici, da, dar nu se ia. Exact, ulița prin. Ulița prin. Mie de foarte mult timp acolo și eu am zis că s-o dus. Nu s-a dus... Cineva dochea acolo? Da, exact la poartă la ea. Și mai trebuie o leacă la Vaselică, îi chem tot așa dacă se mai pune pe râpa care coboară la vară, la tați, dă-o în partea la... Da, o să duc mâine, poimâine. Unii mai sunt probleme, anunțați-le acum că... Unii mai sunt probleme, vorbiți și cu Ionuț. El într-adevăr are mulți, dacă e pe teren, probabil că n-am putut să le noteze pe asta, pe hârtii și de asta mai uită, dar mult este tot pe el sunață-l, pentru că știe exact cum face El de program, dăm 100 de programe, nu mai știi. Domnul Costel Starparu. Nu s-a cerut doamna pe bani de la inundații, nu s-a cerut. Am zis la ședința trecută și tot nu s-a dus. Nu e problemă, nu s-a dus. Foarte multe, se exagerat. Nu luăm de acum. Acolo e pericol să nu iei foc o casă, că nu poate că ceva așa de vorbire. Eu am fost acolo pe terenul, nu s-a purtat atât de rău, să știți. Chiar eu am fost personal. Mergeți cu mine? A fost, da, a fost Cristina, chiar a fost cu mine. Se poate trece mașină mare? Haideți să vorbim. Doamna secretar, vorbim pe rând. Spuneți, domnul secretar. Deci, vis-a-vis de ce spuneați de probleme care sunt, nu am treabă cu Ionuț, că nu am să aibă el nici memorii din calculator, da. Înființăm un registru frumos la aici, fiecare vine și să-l scrie și n-a decât dimineața cine, doamna primar, eu nu să vii să uite ce probleme sunt, care sunt cele mai arăzătoare. Că așa, tu îl suni, el pune da, da, are timp să-și noteze nu și la revedere. Problema rămâne registru aici, scrie, eu vin, ce-am însemnat, cine zic, data cu tare, Starparu, și am pus problema, asta e problema. Și dimineața alegeți de acolo. Când s-a rezolvat, data când s-a rezolvat. Și atunci vedeți și dumneavoastră, aveți control. Când a dus balast, n-a dus balast, n-a șanță, nu. Și a doua problemă, haideți să sper, într-adevăr, să terminăm cu asta, să fie un accident cu ora 10. Nu, deci nu se poate pleca. Eu la ora 10 am fost caz fericit că sunt în concediu. Mai devreme de ora 1 nu pot să plec. Și nu-i vorba de mine, e vorba și de Cătălin, știi, domnul Pază, toate altceva. Nu-i problema asta, să le punem, putem, dacă în cald acum, putem pune și până la ora 4, că majoritatea scapă la ora 4. Dacă se poate, sau la 3, uitați la ora 3, haideți să facem ora 3, la ora 3, la 15, nu putem mai... ajung 8 ore de muncă, vin la 7:30, nu pot să stau după ora 3, ședința ține cel puțin 2 ore. Deci nu vreau, vreau timpul meu de serviciu. La 2, dar nu la 10. Ok, rămâne la 1, haideți să rămâne la 1, cum era ședințele înainte, rămâne la ora 1. La 1, la 2, dar e bine și să respecte și ziua. Sunt probleme când trebuie să mai... Excepții de la regulă. Cum a fost astăzi. Sunt excepții, nu e o problemă, dar nu tergiversăm. Problema rămâne joia de la ora 1, când s-a auzit fiecare dată. Alte probleme ce mai avem, dacă nu mai sunt declarăm și de